A spus că îl iubește pe Victor, totuși e pregătită să divorțeze. Scandalul Bianca cu Victor a șocat o țară întreagă. E bine, aseară tânăra a vorbit pe larg despre motivele divorțului, însă unele declarații s-au bătut cap în cap cu ce spusese cu o zi înainte. Noi doi avem o dragoste ciudată. Dacă el vrea divorțul, eu îl acord. Nu ne înțelegem niciodată. Fiecare dintre noi are nevoie de o pauză. După ce Victor ar fi anunțat-o la televizor că vrea să divorțeze, Roșcata a ieșit să facă lumină în tot acest scandal. Și încă din prima clipă a sărit direct la gâtul Denisei Nechifor, mama fiicei lui Adrian Cristea. Pe tot parcursul relației mele pe care am avut-o cu Adi, această doamnă a intervenit mereu. Ea și-a făcut aparițiile în câteva emisii TV pe un alt post, în care și-a dat cu părerea despre relația mea cu fostul meu iubit. Însă problemele din căsnicia lor apăruseră cu mult timp înainte ca Bianca să meargă la Paris. După primele două săptămâni de la căsătorie, noi deja am avut discuții din cauza unor mesaje pe care Victor le dădea Andei. Am cerut să divorțăm. Nu au divorțat atunci, dar totul parcă s-a stricat. O săptămână ne era bine, două săptămâni nu. Noi am avut o perioadă în care nu am locuit împreună. Ce alte detalii incredibile a scos Roșcata la iveală, dar și cum se contrazice singură, vezi în câteva clipe la Acces Direct.